Petroliștii au întâlnire cu sorții. Pe 7 decembrie vor juca din nou într-o singură manșă în sferturile de finale ale Cupei României. Adversarul va fi stabilit peste o săptămână la sediul Federației. Petrolul foarte probabil va face parte din urna a doua a capilor de serie, urmând să întâlnească una dintre grupările de top rămase în competiție, Dinamo, Rapid, Vaslui sau Oțelul. Având arena suspendată pentru echipă, desemnarea ca gazda jocului ar reprezenta un avantaj, în sensul că fiind meci oficial se va contabiliza la numărătoarea jocurilor fără spectatori și va juca mai repede cu suporteri în tribune în campionat. Celelalte echipe calificate în sferturi sunt Gaz Metan Mediaș, Pandurii Târgu Jiu și Divizionarea Secundă FC Timișoara.